unui număr de trei personalități, nu o să le număr pentru că o să le auziți în laudaților, oameni care au performat în activitatea de zi cu zi. Încă o dată, eu vă mulțumesc pentru prezență. Nu în ultimul rând, o să urez un la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani în România, cu prilejul Zilei Naționale a României și am împlinirea 98 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Mulțumesc, vă așteptăm la ora 12 în Piața Victoriei pentru celelalte manifestări dedicate Zilei Naționale a României.